Duminică, pe 27 decembrie, de ziua Sfântului Arhidiacon Ștefan, satul Botoș din Comuna Ciocănești a găzduit un eveniment inedit. Odată cu festivalul de datini și obiceiuri din Străbuni, sătenii de aici, împreună cu preotul paroh Mihai Țehanciuc, au pus în scenă pe platoul tradițiilor o secvență din viața lui Ștefan cel Mare, aceea a vizitei la Mănăstirea Putna. Nici e barbara lui și străin în țara lui, de la turnul de rohoi cu dușmanii, în buhoi și cerșează pe la noi. Cum vin cu tunde pierd toate cântecele pierd, zboare păsările toate de neaga străinătate, numai umbra spinului, la ușa creștinului. După oficierea slujbei la biserică, toată suflarea satului s-a îndreptat către platoul tradițiilor, locul de desfășurare a principalelor evenimente ale comunității. Este a treia zi de Crăciun, când întreaga creștinătate sărbătorește pe apostolul, întâiul chemat arhidiaconul Ștefan. Și am încercat să aducem în atenția celor care au venit astăzi să fie musafirii noștri frumoasele obiceiuri de Crăciun, colinzi, urătură și un moment, zic eu, frumos, crucial din viața Sfântului și Marelui Voivod Ștefan cel Mare. Am avut parte de un spectacol extraordinar. Cum reușiți să păstrați tradiția? Prin dragoste și prin trăire. Dacă ceea ce faci trăiești și faci din inimă, întotdeauna îți reușește. Îmbrăcați în straie populare, sătenii, unii dintre ei călare, au participat la scurta dramatizare regizată de preotul Țehanciuc, cel care, de altfel, și-a asumat și rolul Marelui Voievod Ștefan. Fie ca Bunul Dumnezeu și Sfântul și Marele Voievod Ștefan cel Mare de sus, dintre sfinți, să se milostivească asupra noastră și asupra faptului că am vrut să aducem în actualitate un moment, un fel de comportament în viața când a fost printre noi. Și suntem siguri că acolo, din rândul Sfinților, vechează asupra noastră, asupra Moldovei, pe care o iubi toate de mult. Și am găsit la noi acasă o grapă veche rămasă, colți din lemn și cu cârșeie și împletită cu curmeie, și legate numai în schini, ca așa grapau și bătrâni. Că pe atunci era altă lume, spune să făcea minunii. Casele erau cu paie și purtau cu joșioaie. Să stau pânza cu mânjala, nu se dau cu rumineala. Nu purtau parconul lung, că aveau patru boi la jur. La urechi cu zurgălăi, mai strigat odată, hei, să ne surim și noi! Ziua de Sfântul Ștefan, cea de-a treia zi a Crăciunului, a devenit în ultimii ani ziua în care Botoșul sărbătorește, ziua în care își etalează talentul artiștii populari de aici din sat prin această scenetă dedicată unor momente din viața lui Ștefan cel Mare și totodată sărbătorim apropierea anului nou, zilele Crăciunului, o manifestare a tot cuprinzătoare, aș putea spune. De fapt, această zi este inclusă în programul Festivalului de Datini și Obiceiuri din Străbuni, din Comuna Ciocănești. Ziua de ieri a fost dedicată obiceiurilor populare și tradițiilor din zonă în cadrul unei manifestări desfășurate la Casa de Cultură. Astăzi, la Botoș, avem două sate componente ale comunei. În fiecare sat se desfășoară una din zilele acestui festival. De fapt, este manifestarea care încheie calendarul cultural al comunei și practic vrem să demonstrăm că nu întâmplător în 2014 Comuna Ciocănești a fost câștigătoarea titlului de sat cultural al României. De altfel, în 2013, exact la finalul acestei manifestări, anunțam că în 2014 vom candida pentru acest titlu. Ne bate gândul dacă suntem sănătoși să facem același lucru și în 2016, pentru că efectiv avem cu cine prezenta. Nu trebuie să forțăm nota, nu trebuie să inventăm nimic, avem un calendar bogat de evenimente culturale, oamenii și-au intrat, dacă pot să spun așa, în rol. Noi, cei din administrație, încercăm doar să-i sprijinim cu ceea ce putem și odată
intrate, cum spuneam, în rol, se vor desfășura de la sine manifestările. Firește că sărbătoarea Sfântului Ștefan s-a încheiat cu un spectacol din care nu au lipsit colindele, precum și piese din repertoriul folcloric al unor artiști. Tripă curării, la turmă de oi, nainetele iesă, fată de împărat. Cucule galbână, tu ai întrebat-o, care-ți mai dragul, care-ți mai dragul.